Ok, trebuie să vorbim. Stai, stai, că începem eu. Nu, de fiecare dată. Ui. Când vreau să vorbim, tu ai ceva mult mai important de făcut. Hai mă, nu o să ni se întâmple tocmai nou. Așa ai spus și data trecută, te rog să mă ascult. Sunt 5 pași simpli pe care trebuie să-i urmăm. Ascultă-mă. 1. Ne facem un plan de dezastru. 2. O trusă de provizii. 3. Repetăm împreună ce s-ar întâmpla în caz că Doamne ferește. 4. Ajutăm pe Tușa Veronica, că și ea se panichează la fel ca tine. Și 5. Suntem pregătiți. Trusa de dezastru trebuie să conțină provizii pentru 3 zile. Apă, mâncare uscată sau la conservă, trusă de prim ajutor, haine de schimb, pături și saci de dormit, chibrituri, lanternă și baterii pentru lanternă, telefon mobil, fluier, radio, hărți, listă cu numere de telefon. Și copii după actele importante. Bun. Dezastrele naturale vin pe nepoftite. Nu lăsa norocul să îți decidă viitorul. Ce? Cine? Cu Nilă, ce facem? Luăm provizii și pentru el.